Termenul maxim de aflare a mașinilor înmatriculate în străinătate pe teritoriul Republicii Moldova constituie 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive, deși prevederea este în vigoare de la 1 iulie 2017. Întrebarea privind termenul admisibil este una dintre cele mai frecvent adresate operatorilor liniei de informare a serviciului Vamal. În acest context, serviciul Vamal a precizat că încălcarea acestui termen atrage după sine o amendă de până la 4500 de lei concomitent cu obligativitatea scoaterei din țara autovehiculului. Iar în cazul în care acesta a fost depistat în interiorul țării, posesorul suportă și cheltuierile de escortare, 0,15 euro pe kilometru. Totodată, în situația în care vehiculul nu a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit, iar acesta nu mai există, a fost distrus sau vândut la piese, fapt confirmat prin documente justificative, organul VAMAL va încasa pentru mijloacele de transport, ce se încadrează în termenul admisibil de exploatare, drepturile de import, iar în cazul în care acestea sunt prohibite, va percepe controavaluarea lor conform legislației vigoare. Totuși, după expirarea termenului de 180 de zile de la prima intrare în țară, aceste trebuie să achite vinieta de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul țării noastre.